Viitorul sună periculos pentru Sorana Darcle. După o lungă suferință în dragoste, fosta componentă a trupei Asia încearcă din răsputeri să-și facă ordine în viața personală. Dar se pare că nu s-a desprins total de trecut și este cumva prinsă între fostul și actualul iubit. Am iubit, el mă înțelege, mă de alături de mine. De când ești în relația asta nouă? Mă dă foarte puțin timp, de la începutul anului, că până la începutul anului mi-am interzis orice fel de iubire de genul ăsta. Joacă fotbal. Da? Unde? Da, ei, nu zic. Dăm nopțile înapoi și zilele se mine, dăm verile înapoi de amintire pline. Sorana și-a refăcut viața de câteva luni, însă pare că încă mai tânjește după zilele însorite și nopțile de amor cu fostul. Vedeta își cântă dragostea și îi dedică piese pline de semnificații celui care a ieșit de curând din viața ei. Este povestea dintre Sorana și fostul, spuse în versuri, dar stați, că asta nu e tot. Priviți sclipirea din ochii ei când vorbește despre el. Partea cea mai interesantă la piesa asta mâine e că după ce am scris piesa, i-am trimis-o tipului despre care este vorba în piesă, știi? Și am zis, recunoști ceva și mi-a zis, ești nebună, recunosc fiecare cuvânt și toate poveștile. Și în ce legătură ești cu acest tip? Am rămas foarte bun prieten. A fost o dragoste imposibilă? Da, știi, se întâmplă pur și simplu, e o desincronizare. Păi să... După o perioadă agitată, dragostea părea să-i surâde vara trecută, când vorbea cu entuziasm despre noua ei poveste de amor. Uite-te la zâmbetul meu, uite-te la fața mea, încă, lasă că pe ăsta l-am văzut. Încă e zâmbetul ăla după iubire, știi, zâmbetul ăla tâmp. Ce mai, Sorana era îndrăgostită până peste urechi. Au urmat luni bune de amor nebun și credeau că sunt perechea perfectă. Însă timpul nu le-a mai permis să petreacă timp împreună, așa cum o făceau la început și... au ajuns la concluzia că drumurile lor trebuie să se despartă. A fost nepotrivit pentru amândoi, pentru că nu aveam timp să ne vedem. Amândoi aveam chestii de făcut. Tocmai asta e partea frumoasă, că am reușit să ne vedem fiecare de treaba lui și de viața lui. Ne-am despărțit, dar am reușit să rămânem prieteni. El a fost și omul care m-a împins de altfel să mă reapuc de muzică. Era asta cu Hai a două, pătură la doi. Știi piesa Deliei cu Weekend, nu? Da, da. Cu pătura la doi. Da. Aia era piesa noastră, mă. Și am zis, mă, că mi-ești picioare. Ori de câte ori începea piesa asta, toată lumea se uita la noi doi și a zis, firar să fie. Deci e un paradox pentru mine. Cum poate Sorana aici pe canapea, plându-se într-o relație, să vorbească cu așa sclipire în ochi despre fostul? E vărsătoare! Pentru că e vărsător. Da, exact. Pentru că eu nu sunt răzbunătoare, nu sunt tranchiunoasă, n-am chestii din astea de orgoli, mie îmi par, nu știu, orgoli prostești. O cirașă amară e inima mea, o cirașă amară e lacrima grea, o cirașă amară, sărutul din scară, amară e acum amintirea ta. Sorana cunoaște dezamăgirea, căci a trecut în urmă cu câțiva ani prin eșecul unui divorț cauzat de infidelitățile soțului. În momentul în care s-a căsătorit, credea că dragostea lor va fi eternă și nu credea că povestea ei avea să se destrame într-o zi. Dar s-a lovit de cruda realitate, iar pierderea bărbatului iubit și trădarea au dus-o în ghearele depresiei. A suferit, a fost dărâmată, însă a găsit puterea să se ridice și să depășească toate problemele. Până în secunda în care ne despărțim, sunt toată trup, suflet, minte, ce vrei tu. Nu văd viața fără el. În secunda în care s-a pus stop, plâng un pic. Plâng. Hai să nu. Plâng. Să nu ne dăm grozat. Așa. Dar după aia gata. Plâng până mi se injectează ochii și din momentul în care mă opresc din plâns, gata. Acum se află într-o nouă relație, dar pare că amintirile despre fosta iubire încă o mai năpădesc. Să fie aplicat oare Sorana vorba care spune cui pe cui se scoate, dar cuiele din suflet să nu poată fi scoase atât de ușor? Asta cu relația tampon e o tâmpenie, pentru că te rănești și tu, îl rănești și pe ăla de lângă tine. Și mai e o chestie pe care o aud dar la foarte multe trecut. Femei. Ia fiate, îl rănești pe ăla, te rănești pe tine, dar lui-i spălă altul. Ai prins-o? Deci se mai face chestiile astea. Ia cu tine și inima e.